Am revenit, spuneați, părinte, că tot acum se află și racla Sfântului Calinic, care este de obicei la Cernica, tot la Patriarhie, alături de Da, a moaștele fost Sfântului adusă Dimitrie. racla Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Cred că pe Sfântul Calinic îl cunoscuți bucureștenii. Este imposibil ca bucureștean să nu te fi dus la Cernica, fie la Iarbă Verde, fie să vizitezi mănăstirea, să te închini ca pelerin, iar în Biserica Mare a Mănăstirii se găsește racla cu Sfântul Ierarh Calinic, un ierarh, un episcop ortodox care a trăit pe la anul 1700 și un pic, 700 și ceva, deci secolul 18, l-a prins pe Cuza, a murit în timpul lui Cuza. El a făcut parte din guvernul României, da? Deci moderne, a intrat în diata României, și a fost unul dintre episcopii cei mai modești din sinodul Bisericii Ortodoxe Române, pentru că săraca a intrat ca episcop, săraca a murit, nu i-a trebuit absolut nimic niciodată. Tot ce a avut a dat săracilor. A fost un ierarh care i-a iubit tare mult pe săraci și a susținut Sfântul foarte Calinic. Sfântul Calinic. A fost episcop de Râmnicu Vâlcea, unde a scris foarte multe cărți și a ajutat preoțimea românească să slujească în carte în care era tipărită în limba română. Și i-a încurajat pe preot să slujească în limba română. Starea lui de sfințenie a fost mai ales prin asceza pe care o avea. Nu dormea în pat, deși avea un pat, el dormea pe un scaun, mereu, mânca foarte puțin Pe un scaun. pe un scaun. Viața lui a fost, s-a petrecut pe un scaun. A încercat în tinerețe să țină postul mântuitorului și împreună cu un confrate de mănăstire și pe la jumătatea postului s-au îmbolnăvit cumplit pentru că n-au făcut ascultare de duhovnicul lor și de atunci l-a luat o durere de cap care l-a ținut toată viața în semnul smereniei, spunea Sfântul Calinic. Un om de o anvergură extraordinară, de o bunătate și o Și era dragoste un față semn de... de smerenie, nu? Acest Da, a faptul că luat durerea dormea de cap ca pe un semn de și smerenie faptul că dormea pe un scaun. și pentru că nu a ascultat pe duhovnicul lui. Mai târziu a ținut postul de 40 de zile, dar de data aceasta cu ascultare și cu rugăciunea duhovnicului lui. Aici, la Cernica, cine merge la Cernica găsește chilia lui, pe care o poate vizita, și acolo, în chilia lui, se vede doar scaunul pe care dormea. Este un fel ascetic Un fel pentru de asceză, da? Adică asceză să grea nu. pentru un astfel de om, pentru că el, în primul rând, era monah, era călugăr și alesese călugăria tocmai din dragoste de Dumnezeu. Și felul ăsta de a purta o asceză foarte grea, făceau monahii lucrul acesta și încă fac lucrul acesta pentru a se rupe de lume și de trupul Da, lor și pentru că care îi nu poți îndemna să te spre rele. sfințești fără puțin Sigur, în efort. suferință și efort. Acum nu putem Efort, să cred. mâncăm numai fripturi și să dormim în puf și să ne desfătăm cu tot ce vrem și să credem că ne sfințim. Ar fi absurd. Sau să umbli cu nu știu ce mașini scumpe și să stai în discotecă acum. Serios, nu că e rău. Încep și eu ca părintele. Nu. Ce voiam Deci să zic că... nu este ceva rău să nu se înțeleagă, îmi cer scuze, Lucrețiu, nu se înțeleagă că este rău să te distrezi, mai ales ca tânăr, dar nu neapărat și ca adult să mergi într-un. Dar dacă vrei Ce mai mult voiam, din Dumnezeu, Părinte, ce voiam da. să Nu zic așa și te eu. sfințești. Voiam să zic un lucru, că vedeți, și neputrezirea trupului. Sunt în budism, călugării japonezi și nu numai, au o metodă de autointoxicare cu rășini. Da. În 8 ani ei Celule știu de... că vor muri, adică dacă începe acel regim de autointoxicare, în 8 ani se știe că te duci. De obicei se începe la vârste înaintate. Așa, și corpul după aceea se automumifică și sunt ținuți în niște statui de bronz. Sunt unele vechi de câteva sute de ani. Nu este această Același minune, lucru. nu este același lucru pentru că apelează la Înțeles. Da, interesant. chestii materiale. Materiale, da. Îmbălsămare, Eu cum la făceau și o ochii premium. îmbălsămare și la o sinucidere asistată, de Da. fapt, că De este o fapt, sinucidere pe cum 8 făceau ani, și dar egiptenii, nu? sinucidere, e sinucidere, Ingrid. Da. Așa. Și
apropo, acum poate e o glumă, dar dormitul pe Da. scaun este o asceză pentru că este asumat ca o asceză. Sfântul Calinic de la Deci Cernic asta această făcea. procedură budistă despre Da. care vorbește Lucrețiu, da. Da. Așa, acum ne aducem aminte de colegi de facultate care dormeau și ei la cursuri. Nu este o asceză. Deci ei nu făceau nicio Cu asceză. capul pe Deci bancă. colegii noștri care stăteau la Și facultate cu dormeau pe capul pe... scaun, da, și nu, dormeau noi pe suntem scaun, știți, noi nu vorbim. erau sfinți, nu Absolut, făceau nicio asceză, sigur. să nu creadă ascultătorii noștri. Păi, e și eu când am făcut facultatea, dormeam și eu cu capul pe bancă la Da, nu, școală. așa este. Nu, nu este o asceză, nu sunt sfinți. Nu Corect. este o dovadă a sfințeniei lor, ci doar faptul că Ingrid? petreceau cam mult. Da. Asta voiam să punctez. Dar interesant totuși să se înțeleagă că toată sfințirea nu vine decât prin suferință. Nu poate să vină prin bunul trai. Repet, nu că Și bunul trai prin ar fi iubire. greșit. Haideți Și să nu prin ne iubire, nu suferință. suferință, dăruire, Prin iubire. sacrificiu am vrut să spun. Asceză. Și prin iubire. sacrificiu. Și da. iubire. Ingrid? Pentru Iubire, că sigur. iubirea nețărmurită de Hristos e minunată, adică nu e suferință, dimpotrivă. Așa că au fost mari rugători care plângeau când începeau să se roage că una din treptele devenirii spirituale este plânsul. Plânsul împlinitor. Nu e plânsul de suferință. E plânsul prezenței lui Hristos în noi care sparge. Vedeți, omul modern și omul din toate timpurile are o tendință să-și facă o cochilie care îi apără inima, ca să nu primească lovituri. Pentru că se amărăște dacă cei apropiați îi spun anumite lucruri. Poate a avut probleme cu rudele, prietenii l-au trădat, a suferit din dragoste. Și atunci se face în jurul inimii fiecăruia dintre noi o cochilie care e ca, nu e ca o perlă, doar similar în sensul că stratul poate să fie foarte gros. Și noi ne simțim bine că suntem apărați. Nu mai ne doare nimica, dar de fapt Un este fel o de stare de detașare. lipsă, de o durere ascunsă și surdă în momentul în care omul se deschide către Hristos. Și omul și Hristos împreună sparg cochilia asta groasă, deci, Da. care poate e groaznică, și omul se lasă descoperit lui Hristos Da. și se împlinește. Aș vrea Și să atunci Da, plânge. așa Se este. lasă de împlinire. Aș vrea să revenim puțin, Ingrid, să explicăm, pentru că telespectatorii sunt interesați de acest aspect, despre aceste boli care pot fi alungate prin puterea moaștelor, Sigur. despre bolnavi care se vindecă, am mai avut acest subiect, dar și despre ispite sau despre vicii sau despre greutăți, despre obstacole care efectiv dispar din viețile oamenilor dacă se roagă cu adevărat, bine, nu neapărat la moaște, și la icoane și așa mai departe, dar acum subiectul fiind despre moaște. Sigur. În momentul în care îți pui în totalitate încrederea într-un sfânt, nu mai crezi tu în tine, crede Hristos. Și când Hristos crede că te vei vindeca, că te vindeci, tu te-ai vindecat deja. Nu eu, ci Hristos în mine, al Sfinților Părinți, acest nu eu, ci Hristos în mine, pe care îl regăsim în Sfintele Evanghelii, ce semnifică de fapt? Eu îmi cobor în subsidiar tot ce cred, tot ce știu, tot ce îmi imaginez că pot, și îl las pe Hristos să-mi guverneze viața. În momentul în care cel care stăpânește materia, guvernează materia, iată materia, revine în matca inițială a binelui și a armoniei nedistorsionate. Vreau Aș să vrea mai să spun discutăm puțin ceva. mai pe înțeles, adică să Deci spunem foarte puțin mai clar, clar. e Nu este foarte chiar clar atât că de în clar. Eu momentul în înțeleg, dar nu care știu dacă tu înțeleg. crezi Da. cu mintea Deci ta aș vrea un puțin mai lucru. concis să spunem. În momentul în care tu crezi cu Așa. mintea ta un lucru, în prima instanță poți să crezi cu forță. Dar apar îndoieli, gânduri, totuși, poate, Am dacă. înțeles. Exemplu Deci să concret. crezi cu toată ființa ta, da? Exemplu concret. Cred cu tărie în cutare medic. Dar ce-ar fi să mă mai duc și la Și X? la Ce-ar fi să mă altcineva. mai duc și la Y? Tu îți dispersezi sufletul în N direcții. Până la urmă, tu nu crezi în nimic cu adevărat. Este o speranță Bine, este puțin diferit în aici. care investești continuu și continuu și continuu, te dispersezi în toate zonele spațiului și timpului. Tu cu atât mai mult te pierzi pe tine. Ce face Hristos? Prin Sfintele Moaște și prin orice ce este pe pământ. Această putere hristică, divină mai departe, a Duhului Sfânt mai departe, în momentul în care tu îți delegi existența aceluia care ți-a creat-o și îi spui, ajută-mă, eu nu pot, din toată inima ta, cu toată credința, ți-ai deschis întreaga făptură către această putere creatoare, care doar ea poate învinge de la suferințele
oricăror făpturi până la a ta. Tu nu ai puterea, tu ai în permanență câte un doială. Apropo de bunul Iov, de care se pomenea într-o emisiune anterioară, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Noi nu putem crede suficient de mult dacă suntem mai mult aplicați către lume. Da, dar exemplul nu este bun, Ingrid, să știi, cu doctorii. Pentru că dacă te duci la un medic și nu este bun, nu ești obligat să te duci la acel medic care clar îți spune numai prostii. Am vorbit. Este dreptul tău să cauți, nu să nu se înțeleagă că s-a dispersat energia. Sau te-ai dus la un croitor, nu este bun, e dreptul tău să schimbi. Deci aici, știu, eu am înțeles ce vrei tu să spui, dar să nu se înțeleagă lucrul acesta. Noi acum vorbim despre faptul că tu trebuie să crezi cu toată ființa ta atunci când te rogi. Dar nu neapărat că te dispersezi dacă încerci mai mult specialiști și nu e bun primul. Oamenii în general nu ajung la vindecare pentru că asta fac. Da? Tu în momentul în care te duci în fața Sfintelor Moaște, tu îți delegi toată credința ta practic și îți mărturisești. Este și un gest de mărturisire. De aceea unii se fac bine și unii nu. Da, pentru că da, de fapt, să știi că sunt puțini cei care se duc cu toată smerenia și credința oriunde, la icoană, la Sfintele Moaștele. Dar totuși cei care se duc tot au puțină smerenie. A, bine, altfel nu se duc. Sigur, sau mă rog, da, oricum au speranță. Au speranță, da. Aș evita cuvântul smerenie, au speranță. Au speranță. Pentru că se duc și la preot, se duc și la Sfintele Moaște, se duc și la Sfintele Icoane Făcătoare de Minuni, a rare ori înțelegând să renunțe la un mod de viață. Se duc. Să-ți dau un exemplu. Acum mult timp mă duceam la Frăsinei, la mănăstire, și în autobuz ne-a filat, vorba vine, câțiva care tot nu coboram la stațiile din Comuna Muierescu, am rămas vreo 10, care era clar că mergeam la mănăstire. Am intrat în vorbă cu un domn care venise din Suceava și zicea: domne, uite că am venit și aici, că am auzit că se fac minune aici, că am epilepsie, tot n-am scăpat, am fost peste tot. A venit și un pastor neoprotestant, a umplut un stadion întreg în Suceava. Am fost și acolo, dar nu mi s-a întâmplat nimica. Cred că la asta se referea, de fapt, la genul acesta. Da. Nu, am dat un exemplu ca să înțeleagă lumea. Dom'le, hai să merg la toți. Vine unul din India, merg la ăla. Vine un pastor neoprotestant din Statele Unite, merg la ăla. Încearcă multe și cumva se diminuează, nu mai puțin. Puterea credinței. Se diminuează, că de fapt el zice, să văd, merge cu doctorie albă, cu doctorie galbenă, cu doctorie verde, dar nu se gândește, nu-și caută o doctorie să-i se potrivească lui, de fapt. Foarte bine spus, da? Da. Și încrederea nesăbuită este adesea un păcat. Așa este. Încrederea nesăbuită. Da. Și când te duci la Sfintele Moaște, mai gândește-te, Sfântul pune partea lui, tu pune partea ta. Sigur. Tu, Cezarul, pune partea ta, Sfântul pune partea lui. Eu aici vreau să ajung. Am vrut să spun cu alte cuvinte, chiar și când ne ducem, sunt atâția oameni care merg la Sfintele Moaște și nu se vindecă și nu li se rezolvă problemele. Capătă mai multă călăuzire, niciodată, niciun sfânt nu lasă fără răspuns. Dar ei se întorc la vechile obiceiuri, nu înțeleg să schimbe mai nimic. Pentru că eu văd doar mecanic lucrurile astea, Ingrid. Deci îl lasă aici, că mă ajute el pe mine, dar eu să mă ajut pe mine prin credință nu vreau. Vindecarea este o relație bilaterală. Putem să spunem, părinte Ingrid Prețu, locuri, biserici, de fapt, unde sunt Sfinte Moaște? Toate bisericile au moaște. Vreau să vă spun că aproximativ toate bisericile au moaște. Și știți de ce? Pentru că în Sfântul Altar, pe Sfânta Masă, unde preotul săvârșește liturghia, se află o pânză numită Antimis. Deci, această pânză Antimis are pe ea icoana îngropării Domnului, așezării în mormânt, iar în josul pânzei este semnătura episcopului care păstorește zona respectivă, episcopia respectivă. Pe spatele acestei pânze se află un buzunăraș, un buzunărel, în care sunt introduse obligatoriu moaște de sfinți martiri. Fără acest antimis, preotul nu poate sluji liturghia, nu are voie să slujească. Și biserica nu se poate sfinți, părinte. Sigur. Deci trebuie să aibă în acest sfânt, de exemplu, poate să ia foc biserica. În momentul și în timpul liturghiei, de exemplu. Iei antimisul, mergi afară și continui liturghia. Sau în timp de război, când preotul era pe front și nu putea să, fără acest antimis, el nu putea să vârși Sfânta Liturghie. Acest antimis, de fapt, în limba greacă, înseamnă ține loc de Sfânta Masă.
Pe el se făcea. În primele veacuri creștine, toate bisericile își construiau altarul unde? Pe locul unde au fost martirizați creștini. Iată, biserica din Tesalonic, vorbeam despre Sfântul Dimitrie din Tesalonic, a fost așezată exact pe locul, pe Martirion, pe locul unde a fost martirizat, unde a fost omorât Sfântul Dimitrie. De ce? Pentru că altarul reprezintă locul de jertfă a lui Hristos. Acolo se jertfește pâinea și vinul în chipul Sfintei Jertfe de pe Golgota Mântuitorului. Și Ștefan cel Mare, pe toate locurile în care a purtat bătălii cu păgânii, cu turcii sau cu tătarii, zidea câte o biserică, pentru că erau osemintele celor care muriseră în acele războaie, erau considerați martiri pentru credință, erau strânse la un loc și acolo se făcea biserică, exact cum spune Părinte. Da. De aceea există o strânsă legătură, iată, între pomenirea eroilor neamului. Sigur. Pentru că eroii neamului, spre exemplu, sunt trecuți la cei care s-au jertfit pentru comunitatea lor, pentru poporul lor, pentru neamul lor. Unii poate se scandalizează. De ce biserica e prezentă mereu când se face comemorarea eroilor neamului? De ce merge biserica să facă o slujbă, o rugăciune sau un parastas? Pentru că ei sunt asemenea sfinților, asemenea lui Hristos, care s-au jertfit pentru oameni. De aceea, iată, este foarte bine venit o biserică construită pe un câmp de luptă unde s-au jertfit soldați români, pe un loc unde s-a întâmplat ca armata română să dea jertfă de sânge pentru apărarea acestei nații. Și mă bucur tare mult că am ajuns aici, pentru că acum putem pomeni despre un lucru extraordinar care se întâmplă, un simbol foarte puternic pentru România la 100 de ani de la înființarea statului modern România. Acum, pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, se va sfinți de către Biserica Ortodoxă Română Catedrala Neamului. Da? De ce este numită așa? Pentru că soldații români, de-a lungul timpului, poporul român a dat o jertfă asemenea lui Hristos de sânge. Iar această jertfă de sânge a fost simbolizată de această catedrală a neamului, care într-un fel nu s-a așezat pe un câmp de luptă, n-a fost așezată pe un câmp de luptă, dar a fost așezată, a spune, în România, și tot pământul acesta cred că a fost udat de sângele soldaților care... Ca un centru simbolic. Ca un centru simbolic. Țări. Absolut. Da. Și chiar vă invit pe 30 noiembrie să participați la... Vom veni, deci este un moment excepțional pentru istoria românilor. Chiar. Absolut. Da. Bun. Minuni, într-adevăr, săvârșite prin osemintele sfinților, prin puterea moaștelor. Vorbeam despre câteva exemple, poate, dacă ne puteți da, Părinte. În București, aproximativ aproape toate bisericile au moaște. Câteva exemple, ce moaște se găsesc? Deci la Patriarhie avem... V-aș spune așa, cele mai populare. Cele mai cunoscute. Da. Avem la Radu Vodă moaștele Sfântului Nectarie. Da? Marele taumaturg, secolul XIX, marele taumaturg, episcop, care a primit darul acesta a vindecării de cancer. Deci la Radu Vodă, la mănăstirea Radu Vodă din București, cred că mai sunt părticele din moaștele Sfântului Nectarie și în alte părți din România, dar cel mai celebru loc din România este mănăstirea Radu Vodă. Da. Unde se află parte din Sfântul Nectarie și unde în fiecare joi seara se face acatistul Sfântului și se adună acolo la Radu Vodă o comunitate de canceroși, de cei care au trecut prin boală sau chiar sunt în boala cancerului și se duc acolo pentru tămăduire. Tot la Radu Vodă se află parte din moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Dar un alt sfânt mare cu putere, tot din Grecia, unde astăvară, în jurul mănăstirii, o mare minune s-a întâmplat la Nia Macri. Vă aduceți aminte de incendiul din Grecia de astăvară, care a ars o mare parte, un cartier foarte important din Atena și focul a ars toată acea zonă, de o violență extraordinară focul, însă s-a oprit în poarta mănăstirii Sfântului Efrem cel Nou. Mănăstirea, deși se afla în
în centrul focarului, n-a fost atinsă de flăcări. Toate casele au ars, totul s-a pulverizat, mașini, case, totul. Astăvară s-a întâmplat lucrul acesta, dar mănăstirea a rămas neatinsă, datorită protecției pe care Sfântul Efrem cel Nou, prin puterea lui, o oferă acelui loc. Dacă vă duceți acum în zona aceea, Nia Macri, totul e carbonizat de jur împrejur, e o vedere sinistră. Biserica este neatinsă. Biserica este neatinsă. Este... Bun, deci era dovodă, la Patriarhie am spus, Sfântul, Nectarie, Sfântul Dimitrie. Sunt multe biserici mai nou, de exemplu, la mine la biserică se află parte din moaștele Sfântului Nicolae, al Mirelor Lichiei, primite în dar de la părintele Vasile Gavrile, de la Biserica Rusă, venind pe filieră rusă, rușii având o mare bogăție de sfinte moaște. Deci sunt sfinte moaște, mai în tot Bucureștiul găsim, dar nu numai în București, în țară, în multe, multe locuri găsim... La Sfântul Ciprian. Sfântul Ciprian, da. Sigur, la Biserica Zlătar de pe Calea Victoriei, la Biserica Kilometru Zero se află... Și la Sfântul Gheorghe. Da, la Sfântul Gheorghe. Se află mâna Sfântului Nicolae, adusă de Mihai Viteazul în România, și este mâna, racla cu mâna Sfântului Nicolae, pe care Mihai Viteazul o lua în toate luptele lui. Și știm cât de ușor a cucerit el toate provinciile românești și le-a unit. Prima unire a românilor a fost sub Mihai Viteazul. Unii spun istoricii că Sfântul Nicolae, care era ocrutitorul și protectorul lui Mihai Viteazul, l-ar fi ajutat în această lucrare extraordinară, nemaipomenită la acea oră, să poți să unești trei principate sub același sceptru. Sigur, avem Mănăstirea Pudna, la fel de celebră, cu moaștele Marelui Domnitor, Sveti Ștefan, da? Care încă din timpul vieții era socotit sfânt de moldoveni și îl priveau cu multă admirație. Și merg mulți români pe în iulie, la începutul lunii iulie, pe 2 iulie, merg la Pudna pentru a se închina moaștelor lui. Filofteia, Tatiana, Nicodim de la Tismana, locuri minunate și de pelerinaj unde lumea merge pentru a cere ajutorul acestor mari sfinți pe care românii îi iubesc atât de mult. Și la Cernica, exact unde vorbeam despre. Sigur, avem la Cernica, la Căldărușani. La Căldărușani. La Neamț. Sunt multe, sigur, printre sigur. Care și Sfântul Necunoscut de la Neamț. Care și se pare... cum s-a arătat. Da, care se pare... Și Sfântul Efrem cel Nou, la fel... De fapt, este Paisie Veligicovski, Sfântul Necunoscut. Nu știm, sigur. Acum, datele pe care le au părinții studioși de acolo... Trupul Sfântului Paisie Veligicovski, starețul de la Neamț, nu se știe unde este, dar se pare că datele pe care le au indică faptul că ar fi Sfântul Necunoscut, pe care Mănăstirea Neamț îl păstrează într-o raclă specială și care a răsărit dintr-o dată, a ieșit într-o cărare a mănăstirii, s-a umflat pământul și când au dezvelit pământul au găsit racla cu moaștele Sfântului. Călugării spun că e Paisie Veligicovski. Avem pe Teodora de la Sihla, de fapt, exact. E doar peștera, dar ea este la Lavra Pecerska, luată de Ucraina. E peștera la noi, la Sihla. Da, așa. Sunt locuri minunate. Și bineînțeles la Iași, unde sigur, sunt moaștele cele mari. Este... de Sfântul Paisie Veligicovski e interesant, poate ar trebui puțin insistat. El a fost un om de sfințenie excepțională și un văzător, călugăr ortodox care a vizitat Mănăstirea Neamțului după moartea lui, a văzut cu vedere spirituală un diavol care stătea pe marginea mănăstirii și râdea. Zice, dar de ce râzi, diavole? Zice, he-he, până a trăit Sfântul, avem o legiune afară și de abia ține în piept. Acum stă eu singur. Da. Adică așa putere spirituală avea Sfântul. Nu-i făcea față o legiune de diavol care stătea la porțile mănăstirii. Singurul stareț... pe teritoriul României, care a adunat la 4.000-5.000 de călugări. La un moment dat a avut vreo 10.000 de călugări în jurul lui și a trebuit să se ducă la Dragomirna pentru că erau prea mulți, nu mai putea să-i conducă singur și a avut nevoie să adune mai mulți oameni ca să conducă această uriașă comunitate de monahi. Avem la mănăstirea... Era un mare rugător al inimii. El a înviat isihasmul la mănăstirea. El a adus rugăciunea a readus. A readus rugăciunea lui Isus și vreau să vă spun că Gheorghe de la Cernica, starețul Gheorghe de la
Cernica, ale cărui maște întregi se află, al cărui cap se află tot acolo la Cernica, pus spre închinare, iar la Căldărușani îl avem pe Sfântul Grigorie Dascălul. Da, la Căldărușani. Ierarhul care s-a asemănat în bunătate și asceză Sfântului Calinic. De fapt, toți sunt din filonul de care vorbeați, Paisie Velicicovski, da. Pentru că Paisie învățase rugăciunea lui Iisus și ei au practicat-o cu multă seriozitate aici, în ostroavele Bucureștiului, cum se numeau. Sfântul Grigorie Dascălul, un om minunat, pentru că el era călugăr, un simplu călugăr la Căldărușani, și când domnitorul a hotărât să-l pună mitropolit, au trimis trăsura să-l aducă de la Căldărușani. Și el, din smerenie și din umilință, când a văzut trăsura aia frumoasă, zice: du-te, domnule, că nu-i pentru mine, m-ați încurcat, nu sunt eu. Ba da, uite, avem Hrisovul, zice, mergeți voi înainte că vin eu pe jos. Și ce e frumos, că ce s-a întâmplat, vedem acolo o minune a lui Dumnezeu, venind pe jos de la Căldărușani spre București, spre dealul Patriarhiei, în noaptea respectivă, s-a oprit la marginea Bucureștiului la un preot, la un popă, vai de steaua. L-a prins noaptea pe drum și n-avea unde să tragă. Și a cerut să fie găzduit la preot, care a zis: a, e un călugăr fugar. Erau foarte mulți călugări vagabonzi în perioada aia, trebuie să precizați, părinte, să înțeleagă lumea. Era un călugăr vagabond și l-a băgat în cotețul porcului, de a avea coteț mare, și a dormit cu porcul peste noapte din smerenie, dar el era mitropolit care urma a doua zi să fie închinat mitropolit al țării. Și când obiceiul era ca toți preoții, când este instalat noul... Nu s-a tulburat în credință, el a dormit acolo, a zice: Dumnezeu m-a rânduit să dorm cu porcul în cocină, așa, i-a fost cald de la porc. Așa, a doua zi, pe jos, a ajuns în capitală, în București, și obiceiul era ca toți preoții din București și din împrejurim să vină să se închine. Și a venit și acel preot, și când a văzut pe cine ținuse el în cocina porcului, tot stătea la urmă, tot să nu vină, s-a tulburat, s-a speriat, zice: da, ce o să-mi facă? Ia uite cum l-am tratat pe mitropolit. Și mitropolitul, care tocmai ce fusese uns, l-a văzut și zice: hai, vină, lasă, te iert. Dar nu ne-a mai zis o vorbă, zice: să știi că porcul frăției tale e tare blând. Adică... Da, adică ce oameni au fost, ce oameni de smeriți. Vorbesc de smerenie. Da, și chiar o mănăstire deosebită la Căldărușani și locul în sine. Mulți, deci Cernica și Căldărușani au dat foarte mulți sfinți. De ce? Pentru că ele au fost înființate de ucenicii lui Paisie și au fost înființate tocmai cu acest scop, pentru ca acolo să se practice rugăciunea lui Iisus. Pentru ISIH a fost înființată într-o zonă retrasă, pe vremea aia nu era nimic acolo decât ostrov și păpuriș, atât. Așa. Față de ce e acum cartier de lux, că mai un pic și intră peste mănăstire. Da. Vremurile au trecut, timpurile s-au dus, dar iată că românii încă iubesc pe acest mari sfinți și aș vrea să nu uităm că unul dintre cei mai iubiți români, și m-am înțeles că s-a făcut chiar un clasament, un cel mai iubit român a ieșit părintele Arsenie Buca. Da? Deci este unul dintre mari români, mari oameni pe care poporul român i-a dat și pe care putem, la vremea cuvenită, când biserica va hotărâ să îl canonizeze, va fi o mare binefacere pentru toată lumea, pentru că la el deja tot poporul cinstește ca pe un sfânt, la părintele Arsenie Buca. Ar fi interesant de vorbit, Alina, despre un lucru. Știți cum este decretat un sfânt? Cum este recunoscut? Cum este recunoscut, da. Da. Sunt două modalități. Iată, Biserica Ortodoxă are o modalitate diferită de cea catolică. La Sfinții Catolici există un tribunal. În Biserica Catolică... În viață sau după ce? Există un tribunal. Adică Biserica atât când catolică, sunt în viață? Pentru nu, că... nu. Biserica după Catolică are un tribunal. Dar și când sunt în viață, poți să spui... Ei sunt foarte sceptici. Ei declară că despre Părintele Papaciuc și Părintele Iustin Prus se spunea că sunt sfinți în viață. Da, în Biserica Catolică vorbim. Dar la catolici altă. La catolici este o altă modalitate. Au un tribunal, iar când poporul sau o episcopie, o comunitate propune sanctificarea, beatificarea unui sfânt, tribunalul respectiv preia cazul. Și ce e interesant acolo, că au doi avocați. E ca un proces, efectiv, ca un juriu. Doi avocați. Un avocat bun,
al lui Dumnezeu, dar au și un avocat al diavolului. De unde e expresia avocatul diavolului? Avocatul diavolului. Da? Da. Un avocat care zice, al... nu e sfânt, uite ce a făcut, caută nod în papură. Deci unul caută cele bune, unul caută cele rele. Amândoi sunt preoți. Cei doi avocați sunt clerici. Și ambiși fac temele pentru că la un moment dat... Și până la urmă cine deliberează? Păi există un juriu, un juriu, sigur, care deliberează cine și-a făcut dosarul cel mai bun. Ori avocatul diavolului, ori avocatul lui Dumnezeu care... Da, dar nu mi se pare... Nu, ca să se ferească de impostură, se ferească de impostură sau de interese, sigur, de falsificări, sigur. Adică e normal să fie... E o procedură foarte greoaie. Și durează foarte. Este mai simplu la noi și mai... Da. E, la ortodoxie este altfel. Este simplu, clar și fără echivoc. Cum se face la ortodoxi? Biserica constată sfințenia unui om. Sigur. Deci dacă poporul are evlavie față de un cleric, față de un om, un pirean care a trăit în Dumnezeu, a trăit cu viața în Dumnezeu, biserica constată lucrul acesta și îl așează în calendar. Bineînțeles că ține cont de câteva aspecte. Viață curată, învățătură, mai ales învățătură, trebuie să aibă învățătura ortodoxă, să nu învețe greșit. Sigur. Așa. Și să împlinească o viață ortodoxă, adică să aibă evlavie populară. În jurul lui să se întâmple o evlavie, o emulație populară. Și dacă există aceste elemente, Biserica Ortodoxă îl declară ca sfânt. Fără nicio mare... Iată, de exemplu, Sfântul Grigorie Palama. Revenim, părinte, cu Sfântul Grigorie Palama după publicitate. Știi ce cauți? Să continuăm, părinte. Foarte, foarte frumos tot ceea ce ați spus despre viețile sfinților și despre puterea lor, dar și foarte interesant și deloc de ignorat să vedem prin ce au trecut, Ingrid, sfinții până au ajuns sfinții. Prin ce au trecut? Prin experiențe adesea umane, profund umane, au trebuit să simtă precum un om ce înseamnă să te nevoiești, pentru că acesta este scopul. Scopul nu este să arăți că te-ai născut deja știindu-le pe toate, ci om, fiind om, ai putut înfrunta atâtea, tot ceea ce este lume. Cum îndeamnă Iisus Hristos? Multe, multe griji, multe dureri veți avea în lume, dar îndrăzniți, eu am biruit, da? Ai avut vreo experiență, și că ești foarte credincioasă, vreo experiență, cu siguranță ai avut, mergând la biserică sau la moaște, adică minuni pe care le-ai simțit în viața ta. Întreaga mea viață este o minune. Dar vreau să vă spun un lucru. Cea mai mare minune, cea mai mare minune pe care o poate atinge un om este să-și dea seama că există ceva mai presus de el. Atâta timp cât te conduci tu după mintea ta, după sufletul tău, după primele pornire ale tale, după aspirațiile tale, atunci când tu ești separat de dumnezeire, ești deja cât se poate de departe de orice miracol. Scindarea aceasta între omul din noi și divinitate și dumnezeire, să știți că este începutul tuturor relelor. M-ai întrebat de... Așa este, chiar aș vrea să repeți lucrul acesta, să ne intre bine în cap. Ați vorbit de părintele Arsenie Boca, atât de mult mi-a plăcut afirmația lui, în cuvinte absolut moderne. Colaborarea omului cu Dumnezeu se numește destin. Nu poți avea destin în afara dumnezeirii, nu ai cum. Dar știți ce mă doare? Omul obișnuit, în momentul în care vorbește despre Dumnezeu, vorbește despre ceva exterior lui. Doamne, dar tu nu existai ca să ai gândurile astea dacă Dumnezeu nu era în tine. Nu existai, nu existai cu toate relele tale, cu tot ce spui, cu tot ce faci. Tu încă ai dumnezeirea în tine, că altfel te-ai fi transformat în țărână. Știți că opusul sfintelor moaște este omul de zi cu zi. Sfântul Apostol Pavel spune astfel: ultimul și cel din urmă vrăjmaș pe care îl aveți de înfrânt este moartea. Ce sunt sfintele moaște? O mărturie că vom fi învins până și ultimul vrăjmaș, moartea. Să știți că moartea nu este o stare naturală a dumnezeirii. Este o etapă a aflării dumnezeirii. Moartea nu este naturală. Moartea nu este naturală.
Noi trecem prin niște etape, renunțăm la trup, ne nevoim, suferim și așa mai departe. Să știți că moartea nu este un dar, ci este absența oricăror daruri. Dar aș vrea să vă mai întreb ceva, părinte. Sunt și persoane care, după ce merg la biserică sau la Sfintele Moaște, devin foarte agresive. Cum explicăm acest lucru? Pentru că te duci necurat acolo. Da, deci de o agresivitate rar întâlnită. Sau le vine preotul după ce casă, merg, fac slujbe și e mai rău decât a fost îndrăcesc. Înainte. Da, exact, dar de ce? Este destul de simplu. Pentru că dușmanul care e foarte aproape de fiecare dintre noi, când mă vede pe mine, Lucrețiu Tudoroiu, că aș vrea eu să fiu mai aproape de Dumnezeu decât sunt, își zice, da, de ce? Dar de ce să-l las eu pe Lucrețiu? Că poate se și mântuie. Dar eu îl vreau la mine acasă, că mă plictise singur. Ia să-l îndrăcesc eu, ia să trimit pe unul să-i spună tot felul de chestii, să se smintească, dacă aș putea. Și lucrul ăsta se întâmplă și tot și timpul. Câteodată. Și câteodată tentațiile sunt mari, pentru că vine unul, trimite pe unul, trimite pe altul, cu unul nu merge, dar dacă merge cu al doilea, dar dacă merge cu al treilea, dacă își rafinează atacurile. Și lucrurile astea pot să ducă la moarte spirituală și moartea spirituală duce la moarte fizică. E și o mare problemă, da, pentru că... Mulți dintre noi folosim pe Dumnezeu ca pe Duhul din lampa lui Aladin. Știți? Aladin avea o lampă celebră și care când avea nevoie... Dorințele. Dorințe. Și când avea la Aladin... Nu, atingem lampa, atingem... Da. Păi da, atingea lampa și ieșea Duhul, fă-mea aia și apoi Duhul intră în lampă, te chem eu când mai am nevoie, este relația multor oameni cu Dumnezeu. Și atunci omul se duce la Sfintele Moaște, în capul lui fiind, auzeam aseară niște mărturii, că jurnaliștii sunt pasionați de pentru ce te rogi, pentru ce te rogi, e celebra întrebare de la toate zilele astea, pe toate televiziunile am văzut-o. Și sunt oameni care spun, Doamne, pentru bani, să fac mai mulți bani. E, acolo e tot dichisul. Acolo este o rugăciune, spunea părintele Teofil Părăianu, zice, o rugăciune vrăjmașă, furată, o rugăciune dușman, o rugăciune rea. Că practic tu te duci la Dumnezeu să-i ceri bani folosindu-L pe Dumnezeu spre împlinirea scopurilor tale meschine. Este absurd să faci lucrul acesta, de vreme ce Iisus spune, caută întâi împărăția lui Dumnezeu. Deci cine se duce acolo, la Sfintele Moaște, neavând în primul plan al dorințelor lui, al tensiunii lui, împărăția lui Dumnezeu, sigur că dă cu ăștia în gardă acolo. Sigur că Sfântul lucrează uneori poate împotriva acelui om. Deci în loc să-l îmbogățească, mai rău îl sărăcește. Că Dumnezeu mai are și glume de astea, știți? E plin de omor Dumnezeu. Tu îi ceri bani și El îți dă surcele. Pentru că acel om lucrează împotriva lui Dumnezeu. Sigur, pentru că El folosește pe Dumnezeu să-și împlinească poftele și lăcomiile lui. Am auzit și varianta asta. S-au dus să se roage și au zis că s-a întâmplat exact opusul. Da. Înseamnă că nu le era de folos ruga lor. Nu, dar asta voiam să spun. De ce anumite, exact cum spunea Lucrețiu, anumite persoane se duc în locuri sfinte și chiar... Păi din acest motiv, că se duc pentru a-și împlini și poftele devin lor. Devin foarte agresivi. Păi de asta. Mai se duc un egoist teribil. Hai să spun ceva. Nu este o explicație clară. Hai să spun ceva. Agresivitatea? De exemplu, noi dacă mergem, nu devenim nervoși. Dimpotrivă, simți o liniștire. În mod normal, un om normal așa ar simți. Un om mai credincios cu adevărat. Mai e alt aspect. La începutul drumului spiritual, în noi care să zicem că am fi acest pahar cu apă, jos, e un mâl. El e sedimentat. N-a fost scuturat niciodată. Da. Când începem drumul spiritual, se agită această apă și iese mâlul la suprafață. Până iese mâlul, nu se curăță paharul. Noi doar credem că paharul e cu apă curată, dar iese mâl. Dar sunt două situații diferite, părinte. Una despre care vorbea Lucrețiu, că îndrăcirea, adică te duci după aceea, apar tentații, adică tu ești un om bun, de bună credință, te duci, te rogi și apar tot felul de tentații, pentru că trebuie să înțelegem că fiecare persoană are un călcâi al lui Ahile. Unii sunt orgolioși, unii sunt mincinoși, unii sunt dezordonați, alții sunt... Dar depinde cu ce te duci acolo. Toți avem câte un defect. Da, dar când vrea să te ispitească, te ispitește pe defectul pe care îl ai. Sigur. Că pe mine nu mă poate ispiti pe un defect pe care nu l-am, dar mă poate ispiti pe un defect pe care l-am și altul să râdă, să zică, ia uite ce slab de înger ești, dar tu ești slab de înger doar unde ai defectul. Și tu poți să zici la rândul tău despre altul, ia uite, e hoț.
dar poate el săracul e hoț cum ești tu orgolios sau, și așa mai departe. Mă rog, deci unii se tulbură după ce se roagă și așa mai departe, pentru că apar tentații de la demon și așa, iar alții sunt două situații total diferite, exact, și se tulbură și simt că nu mai au liniștea aceea interioară și agresează cu câte o enervare din asta care vine din senin aparent, dar de fapt e de unde spunea Lucrețiu, și a doua situație a oamenilor care devin ei în sine de parcă sunt posedați. Da. Deci sunt total diferite. Eu cunosc două, pentru că sunt oameni care vin la Sfintele Moaște și sunt preoți. Îi văd că cum vin să se roage și văd acolo un fenomen pe care doar Dumnezeu îl controlează sau îl ordonează. Când vii setat pe niște nimicuri la Dumnezeu și vii setat egoist și mizer, adică vii la Dumnezeu să ceri bani, mi se pare o absurditate totală. Dar nu cred că este numai asta. Ingrid, pot să spun, te rog, în momentul în care ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu, spre a cere, noi nu înțelegem că de fapt cerem lumină atunci când cerem abundență de sănătate, zile îndelungate, fericiri și tot felul de împliniri, demonul e cu noi. Aha, te-ai dus să ceri lumina. Tu nu ai capacitatea să integrezi suficient de multă lumină când te afli în fața Sfintelor Moaște. Tu nu știi. Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război, spune o veche. Da? Te-ai dus să ceri pace, pregătește-te pentru război, pentru că acela ce te urmează te va munci întru totul. Și apare lupta. Și apare lupta între lumina pe care tu o ceri, dar nu o poți integra, pentru că noi știm, suntem experți în a integra întuneric. De la felul în care vorbim, gândim, cum ne îmbrăcăm, ce mâncăm, de la cum pur și simplu nu spunem nimic când ar trebui să spunem, de la cum nu facem binele pe care am fi putut să-l facem, toate acestea nu le exprimă pe Dumnezeu. Și în momentul în care tu te înfățișezi în Sfânta Biserică, în fața, demonul stă la ușă, că nu poate intra. Aha, te-ai dus la biserică. Nu poate intra? Te-ai dus la biserică. Unde nu poate intra? Mai intră, cu unii mai intră, dar nu se exprimă foarte clar. Mai leșină, se mai albesc unii la față. Depinde cât de adânc a luat în stăpânire întunericul acea ființă. Și momentul în care tu te înfățișezi acolo, se vede în toate cerurile, și de deasupra și de dedesubt, ce faci. Și se vor lupta pentru tine. De aceea unii sunt cu adevărat mai posedați după ce au fost la biserică. Pentru că lupta nu este niciodată doar a preotului sau doar a ta. Se luptă, bine, sunt și situații se luptă în tine în care și... se ceartă cu preoții. Vorbesc despre cei care chiar sunt forme de posesie demonică majoră și la molifte sau la rugăciuni grele. Să știți că nu sunt cei mai gravi. Să-i vedeți pe cei cu diplomat și cu cravată și susținând că Dumnezeu nu există. De la Prada, da. Sigur. Adică, sunt mai grave decât cei care vorbesc pe voci. Părintele are foarte mare dreptate. Sunt cei mai periculoși. Sunt... E într-adevăr un stadiu foarte periculos. Am auzit un om public și o persoană intelectuală spunând că dacă ar avea puterea să ajungă la conducerea României, l-ar întoarce pe Vișinescu din morți. Știți cine era Vișinescu, bănuiesc, da? Torționarul care a băgat preoți călugări în închisori și a executat cu mâna lui. Și deci, nu arăți oameni nevinovați. Absolut. Deci, dacă un astfel de om trăiește în România și își exprimă public o astfel de poziție, vă dați seama cam la ce nivel lucrează demonul. Da. Cei care sunt în biserică și se zbat pe jos, săracii, sunt neputincioși și sunt, cred că, în cea mai mare grație a lui Dumnezeu. Da. Cei mari și gravi, arhonții. Da, demonilor, cred că sunt niște persoane extraordinar de stabile, coerente și sunt fățiși împotriva lui Dumnezeu. Cum erau și pe vremea lui Iisus, de fapt, se repetă istoria. Absolut. Nu vedeți expresia pupătorilor de moaște de unde a apărut? Tot din rândul lor. Pentru că își bat joc efectiv. Adică este de fapt o tradiție care nu e de acum, de 2 ani. Aroganță la adresa oamenilor care se smeresc, adică... Da, ei nu pot accepta smerenia că iarde, chiar dacă sunt cu corp. Culmea, știți care este? Că toți cei care... Doar o secundă atâta. Toți cei care... Vreau să le dau un răspuns. Colocvial vorbind, fac mișto de cei care pupă moaștele și așa. Ajung, este verificat,
Putem pune pariu. Aproape fără la un moment dat în viața lor, nu că să nu mai facă mișto de cei care se duc la moaște, dar să devină cei primii. Da. Deci să devină cei mai smeriți, pentru că viața este, nici nu trebuie să fii prea deștept să știi asta, viața te pune la punct. Te pune la punct la un moment dat, pentru că este spre binele tău, bineînțeles. Și cu cât ești mai înrăit și cu cât ești mai miștocar la adresa oamenilor, de bună credință, chiar dacă ei ies din biserică și fură mine, măcar s-au dus, măcar nu au făcut... Aș vrea să subliniez aici că în rândul celor care stau la sfinte moaște, sunt și oameni culți, intelectuali, sunt profesori universitari. Sigur că da. Deci nu sunt... Anul trecut la Cuvioasa Parascheva au fost peste 30.000 de tineri. Sigur. Cu facultăți, cu dar oamenii în rândul intelectualelor, deci, cum? Nici nu se pune problema să nu se ducă. Mergeți în străinătate să vedeți cine fac parohiile din străinătate și cine fac parte din diaspora. Vreau să înțeleg tinerii, cei care vorbesc în jurul bisericii. Cei care vorbesc astfel că în plan simbolistic sărutul nu este doar o manifestare a iubirii omenești, pe pământ, sigur, față de un alt om. Este o manifestare a iubirii a omului pentru Dumnezeu și se face schimb de duh când săruți moaștele. Ce iese prin gură? Duhul, da? Când săruți copilul, îți săruți părintele și așa mai departe. Tu transmiți iubire. Prin ce transmitem iubire pe pământ? Printre multe alte lucruri pe care le facem. Sărutul și îmbrățișarea, da? Sărutul și îmbrățișarea. Nu putem toți să mergem și să îmbrățișăm Sfintele Moaște. Da. N-avem cum. Și atunci trecem la planul B al lui Dumnezeu pentru om când vorbește cu trinișii lui. Sărutăm icoane, sărutăm Sfinte Moaște cu toată dragostea și cu toate... E un gest de... expresia dragostei, zis foarte bine. Este un gest de plină manifestare a iubirii. Nu putem îmbrățișa dragoste moaștele. Dragoste și familiaritate cu Dumnezeu. Absolut. Doamne, îți absolut sunt aproape, mie ești aproape. Da? Deci că față de un dușman te ții cam departe. Nu înseamnă că este obligatoriu ca dacă te duci la moaște să fii impecabil din momentul în care pleci de acolo, dar este primul pas, unul sigur dintre primii pași, de manifestarea respectului omenirii. Trebuie înseamnă... să ai puțină smerenie, să ieși din casă, să te duci să stai 8 ore la un rând. Dar înseamnă altceva, că trebuie să fii impecabil în încercarea de a deveni cel... Este un prim pas. Schimbare, față de... dorința de a te schimba. Exact. Da, eu așa arunca în discuție o provocare. O concluzie, am ajuns la final. Da, dar spune așa. Domnule, am văzut, mucenicii au fost executați și au dat viața pentru Hristos. Astăzi mai poți să faci lucrul ăsta? Trăim în București, în Buricul Târgului, e pace, ne protejează scutul de la Deveselu. Nu văd în ce măsură viața noastră ar mai fi atât de fragilă cum era acum 1700 de ani cu Sfântul Dimitrie. Dar... spune Sfântul Serafim de Roz un lucru minunat și aș vrea să vi-l citesc în încheiere. Câteva secunde, părinte, da? Să privim încercările acestea psihologice ale celor care vor trăi în vremurile din urmă, adică a timpurilor noastre, ca și cum ar fi egale încercărilor fizice ale mucenicilor din trecut. Așa este. Dar pentru a rezista acestor încercări trebuie să trăim nelumește. Mulțumim, să schimbăm, părinte, ceva. Așa este. O să revenim cu acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și sâmbăta următoare. Noapte bună! Mulțumim.